Bine v-am găsit la știrea cea bună, sunt Cornel Derbășan. În această seară vom discuta despre un subiect fierbinte, extrem de fierbinte, pentru care m-am pregătit, m-am gândit de câteva luni de zile să-l abordăm. Nu prea am găsit persoana potrivită, zic eu, și echilibrată cu care să pornesc la drumul acesta, pentru că este un subiect extrem de sensibil și până la urmă am găsit pe cineva, un om drag sufletului meu, care nu este necunoscut dragilor noștri telespectatori, și anume este vorba despre pastorul Nicu Butoi, pastor la Biserica Adventistă Ziua Șaptea, Atlanta, Georgia. Bine ai venit, Nicu, în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Cornel. Mă bucur că ești cu noi. Te-am trezit mai devreme decât de obicei, că am făcut înregistrarea aceasta cu programul de dimineață la voi, dar să deconspirăm de fapt despre ce subiect este vorba. Este un subiect de care ne apropiem, așa cum spuneai tu într-o predică, în vârful picioarelor, așa încet. Da. Pentru că suntem într-un context dificil. Doamnelor și domnilor, astăzi vom vorbi despre Israel, care cred că este un popor iubit de Dumnezeu. Amin. Și vom vorbi despre Israel în lumina dragostei divine. Aș vrea să te întreb, Nicu, ce îți spune ție cuvântul Israel când l-auzi în contemporaneitate? Imaginea a evoluat în timp. Am început prin a vedea ceva în sine, o valoare în sine, un lucru care se recomanda prin sine însuși. Și sunt astăzi în locul în care, în momentul în care aud acest cuvânt, nu văd decât o reflectare a lucrării lui Dumnezeu cu omul pe pământ. S-a văzut în adevăr în trecerea istoriei că punctul cel mai important al întregelor, al scripturilor și al tuturor lucrurilor legate de istoria poporului Israel și de lucrările lui Dumnezeu, s-a văzut că punctul cel mai important era de fapt caracterul lui Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu cu omul, planurile lui Dumnezeu cu omul. Deci a devenit pentru mine un fel de lentilă prin care am văzut bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Ca să nu vorbesc de ceea ce m-a scuturat nu de mult timp în adâncul sufletului meu, când aud peste tot în dreapta, în stânga, faptul că Israel nu și-a împlinit misiunea, că trebuia să meargă în toată lumea, că trebuia să evangelizeze lumea și așa mai departe, am fost literalmente cutremurat dându-mi seama că misiunea lui Israel pe pământ era aducerea Domnului nostru Iisus Hristos, venirea Lui prin ei. Și când El a venit, se poate spune mission accomplished. Și atunci misiune îndeplinită. Și atunci mi-am dat seama că toate făgăduințele care erau de fapt așezate asupra lui Avram se împlineau în Domnul Hristos și nu într-un popor, în poporul Israel. Misiunea lor a fost deplin satisfăcută înaintea lui Dumnezeu. Da, o să ajungem acolo. Înainte de asta, aș vrea să vorbim puțin despre acest statut privilegiat pe care Biblia îl dezvoltă cu privire la Israel. Iată că Sfânta Scriptură ne spune că Avram a fost chemat din Ur din Haldea, apoi s-a spus că va deveni un neam mare, el este tatăl lui Isaac, este tatăl lui Iacov, este tatăl lui Ismael, Avram. Și de la Avram, Isaac, Iacov, Iosif se dezvoltă acest popor extraordinar pe firmamentul istoriei. Iacov primește numele Israel, care înseamnă cel ce se luptă cu Dumnezeu și cu oameni și va fi biruitor. Și vreau să te întreb, de ce crezi că Israel este poporul ales? De ce l-a ales Dumnezeu? În primul rând aș vrea să corectăm sau să exprimem un pic ideea de privilegia. Nu există așa ceva în Scripturi, ci este diferențiat, nu privilegiat. Este diferențiat. Privilegiați suntem noi toți în egală măsură cei care numim pe Dumnezeu Tatăl. Lucrul acesta e total
Nu există, cum ai zice, infinit plus ceva, infinit minus ceva. Nu, din clipa în care ai spus infinit, s-a încheiat lucrul acesta. Este, într-adevăr, un statut diferențiat. Adică o anume lucrare pe pământul acesta n-a fost încredințat poporului chinez, pe exemplu, sau indian, sau incași, venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar diferențierea aceasta nu aduce nimic cu sine pe scara comparațiilor, ci aduce pe scara completării planului Dumnezeu în lumea noastră, în privința aceasta. Și alegerea lor nu este bazată pe zaruri, pe aruncarea zarurilor sau pe bază de relații, de cunoștințe și așa mai departe, ci e bazată pe realități matematice. E bazată pe un studiu pe care îl face Dumnezeu și declară: acesta este poporul prin care poate veni Mesia. Deci lucrul ăsta nu se putea întâmpla în altă parte, în lume sau cu altcineva. Aplicația acestui principiu este generală, literalmente. Pentru un lacăt există o cheie și pentru orice lucrare există o persoană anume chemată să o îndeplinească. Deci consider că acesta este sensul în care acesta este sensul alegerii. Poporul acesta este ales doar în virtutea faptului că Dumnezeu plănuiește să-l trimită pe Mesia în sânul lui. Aceasta îi conferă statutul diferențiat, vrei să spui. Atât. Foarte bine ai remarcat. Toți prorocii vorbesc despre Mântuitorul. Scripturile vorbesc despre mine. El este punctul spre care converg toate aceste lucruri în care Israel joacă acest rol crucial la chemarea, echiparea și împuternicirea lor de către Dumnezeu pentru împlinirea acestei misiuni. Intrăm în miezul problemei, Nicu, și vreau să te întreb două lucruri. Primul lucru, putea un evreu din generația secolului I să-l recunoască pe acest Rav Yeshua, Iisus din Nazaret, ca fiind Mesia? Și al doilea lucru, până la urmă, de ce nu a fost primit Rav Yeshua ca fiind Mesia? Ei sunt aceia care l-au chemat secole întregi, au cântat în adunare, au predicat despre el, au scris despre el, au murit și au vărsat sângele în așteptarea lui. Speranța aceasta a umplut sufletele, iar când a venit la ei săi, acei care l-au chemat, l-au cântat, l-au scris peste tot, ei nu l-au primit. Mă întreb dacă puteau. Dar lucrul acesta nu depinde de om, ci depinde de descoperirea Duhului Sfânt. Nu poate nimeni să primească pe Domnul Hristos dacă nu este descoperit de Duhul lui Dumnezeu. Așa cum a mărturisit Mântuitorul, nimeni nu vine la mine dacă nu este atras de Tatăl. Și atunci întrebarea se ridică, dar de ce nu i-a atras Dumnezeu și pe ei? Dumnezeu a atras pe toți oamenii. Lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume, fără niciun fel de excepție. Elementul voință și alegere, în cazul acesta, a depins total de puterea tradiției în care ei trăiseră și crescuseră. De o așa putere a fost tradiția aceasta, încât Mântuitorul a spus: ați desfințat Scriptura prin tradiția voastră. Te referi la ceva specific în legătură cu tradiția? Da. Ce tradiție aveau ei de a împiedicat să îl primească pe Iisus ca Mesia? A fost un fel de depozit. S-a depozitat straturi peste straturi de idei cu privire la Mesia. Până când s-a îndepărtat total de planul lui Dumnezeu. În conversația aceea din Ioan, capitolul 9, Mântuitorul spune că am venit să vă eliberez, nu? Dar de ce să ne eliberez pe noi? Noi nu am fost robi inima noi niciodată. Păi spune Mântuitorul: cine trăiește în păcat e rob al păcatului. Nu se pomenea acest lucru, eliberarea din păcat, nici poveste în vreo tradiție, ci se vorbea numai de eliberarea națională, de opresiune sau de
cucerirea pământului sau diverse alte aspecte. Trebuie să te întrerup aici, trebuie să te întrerup, pentru că în mod concret aveau și argumente ca să creadă lucrul acesta. Iată psalmul 46, un psalm mesianic. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale. Războinic, viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava. Adică odrasla care va aduce eliberare, mântuire, își ia sabia și doboară pe vrăjmași. Era atât de neobișnuit să aștepți un astfel de Mesia, pentru că, iată, din seminția lui David, care a fost și el un războinic, David. Nu putem să spunem că nu a fost. Este așa, tot ce spui, dacă rămânem în contextul Scripturilor, în Isaia 53, care spune, el va lua asupra lui nelegiuirile noastre, ale tuturor, acolo se dă războiul acesta. Acolo se ridică el ca un viteaz în carul lui de biruință. Acolo este zdrobit vrăjmașul binelui și al lui Dumnezeu. Va lua asupra lui păcatele noastre, așa scrie în Isaia 53. S-a ajuns la această tensiune și conflict între tradiție și Isaia 53, încât Isaia 53 a fost pur și simplu stins și s-a așezat un blestem asupra celui care ar trece vreodată, ar încerca vreodată să aplice acest cuvânt așa cum este scris. În momentul în care tradiția, observăm asta în viața noastră personală, denominațională, religioasă, în momentul în care tradiția intră în coliziune cu Scriptura, una din două va cădea, și anume se întâmplă că întotdeauna cade Scriptura. Ați desfințat, frumos spune, cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu înlocuiți, da, cu ocazia darului aceluia adus la templu și a părăsirii, îngrijirii părinților. Da. Foarte frumos. Iată, Osea 6:11. Și ție, Iudo, ți este pregătit un seceriș când voi aduce înapoi pe robii mei de război ai poporului meu. Pare și cartea prorocului Osea și alte cărți, par cărți cu multă putere politică. Da? Da. Și astăzi sunt unii care vorbesc despre ascensiunea aceasta lui Israel, fulminantă, tot ca putere politică. Știm foarte bine că în 1948 Joshua Ben Gurion a atacat teritoriile acelea. Iată, s-a făcut statul Israel pe un teritoriu aproape viran. În 50-60 de ani statul arăta impecabil, incredibil, și știm foarte bine. Dintr-o întâmplare fericită, în 2010 am fost împreună acolo și am văzut minunile care s-au întâmplat în statul acesta. Nu are și dimensiunea aceasta politică, făgăduințele făcute în Vechiul Testament, relația dintre Israel și celelalte națiuni, totul este într-o dimensiune spirituală. Întrebarea mea este, în 1948... Bineînțeles, atunci când lumea a fost pregătită psihologic să renască statul Israel, pentru că ce s-a întâmplat cu Holocaustul este inimaginabil și oamenii au trăit un fel de recul după 1948, iată că li s-a dat și lor un loc unde să trăiască. Dar nu este o împlinire profetică a revenirii statului Israel pe scena lumii? Cum vezi toată această legătură între profeție, istorie și Mesia? Problema noastră este că ne oprim asupra unui aspect și îl considerăm final. Și între timp trenul trece pe lângă noi. Acest lucru care este de-a dreptul spectaculos este o istorie cutremurătoare, refacerea statului Israel. Acesta nu este obiectivul, nu este destinația, ținta, este un mijloc, un simplu mijloc de a trezi atenția și conștiința umanității și a omenirii asupra planului lui Dumnezeu cu lumea noastră. Este o parte din marele peisaj. Acesta nu reprezintă panoramicul, nu reprezintă întregul și nu reprezintă finalul. Este tranzitor, este parte din planul acesta.
După cum găsim parabolele Mântuitorului nostru, care de fapt nu au ca obiectiv să ne povestească nouă ce a pățit o familie care era acolo, ci ca prin această poveste să ne ajute nouă să vedem pe Dumnezeu. Punctul cel mai important este acesta, să vedem caracterul lui Dumnezeu în toate aceste lucruri. Am înțeles. Bun. Ești un evreu din secolul I. Ai avut posibilitatea să-L vezi pe Iisus din Nazaret, care face bine, face minuni. Ești un teolog sincer. Poți să-L identifici pe Rav Yeshua, Iisus din Nazaret, ca fiind Mesia? Omenește nu. Omenește nu pentru că sunt niște cuvinte care, despre care spune C.S. Lewis, zice, numai cineva care ar fi nebun sau lunatic ar putea să spună așa ceva. Sunt fiul lui Dumnezeu. Deci este ceva unde conștiința umană se îndoaie. Nu poate să meargă mai departe, dar nu are scuză în același timp, pentru că Duhul Sfânt aduce suficiente dovezi și dă putere de a crede aceste lucruri. Deschide ochii în a doua, cum adice, în al doilea nivel, ochii lui Gehazi au fost deschiși și în al doilea nivel a văzut ceea ce nu se vedea cu ochiul biologic și fizic, și la fel se întâmplă în dreptul Domnului Hristos. Sunt cuvintele lui, dacă Tatăl nu te atrage, dacă nu atrage Tatăl pe cineva, nu are cum să vină la mine, nu mă poate cunoaște. Duhul Sfânt va vorbi despre mine, spune El, El vă va călăuzi în tot adevărul cu privire la mine. Acesta este semnul adevărului despre Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, nu se poate, la oamenii cu neputință, dar la Dumnezeu este cu putință. Aceasta, chiar vorbeam cu adunarea noastră zilele trecute, discutând despre Scriptură. Am spus, zic, Scriptura nu este o carte, ci este o experiență cu Duhul Sfânt. Este o trăire, este cu totul altceva. Citim o carte, un roman, o novelă, ceva, citim lucrul acesta și participăm la o poveste care se întâmplă acolo. Asta este una. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, deschis nou de Duhul Sfânt, transformă ființa noastră. Trăim această transformare, această putere nemaipomenită, cum o numește Biblia. În contextul acesta n-ar trebui niciodată să amestecăm cartea cu cărțile, așa cum spunea profesorul Angel. Cartea și cărțile sunt diferite. Da. Bun. De ce crezi că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit? Tocmai din motivul acesta despre care vorbeam. Deci sunt lucruri care ajung în conștiința noastră la un stadiu în care Iisus a spus așa, avea ceva de spus, am multe de spus, dar nu le puteți purta. Uite, am ceva de spus, ce fac eu acum, tu nu înțelegi, îi spune Iisus lui Petru, dar vei înțelege mai târziu, ceea ce s-a și întâmplat cu o bună parte din Israel, la începuturile bisericii creștine. Acest lucru, din nou revin, nu este un studiu, o concluzie, o cercetare, un research, o descoperire a cuiva, ci este o lucrare a Duhului Sfânt, care însă lasă cheia în buzunarul nostru. Așa spune Mântuitorul. În Ioan capitolul 8, dacă voiește cineva să facă ce vă spun eu, va ajunge să cunoască. Deci, lucrurile în lumea noastră, ca să iubești un om, trebuie să-l cunoști. Și în relația cu Dumnezeu, ca să-l cunoști, trebuie să-l iubești întâi. Și trebuie să manifesti darul credinței. Este contrar legilor naturii, pur și simplu. Da, mă fascinează această viziunea ta, cum că Israel este națiune favorizată sau, ai folosit un alt termen, pentru a primi pe Mesia, pentru a se naște Mesia în sânul lui. Uite, ei încă îl așteaptă pe Mesia. Au mai fost câteva încercări ale unor lideri care au condus poporul spre diferite victorii politice. Nu sunt de acord cu toții că acela ar fi Mesia. Tu personal,
cum ai înțeles pe Mesia din toate profețiile Vechiului Testament? Ți-a fost ușor să-L identifici, să știi clar că Iisus, Rav Yeshua, este Mesia? Este un proces de creștere. Aceasta mi-a fost tema la teza pe care am dat-o, teza mea de doctorat. A fost imaginea lui Iisus în progresie. Deci ce am văzut noi în El la început și ce am ajuns să vedem în El cu trecerea timpului. Și dacă ai observat în bunătatea Lui, unii oameni îl numeau Învățătorule, Rabinule, fiul lui Iosif, născut în flori, diavolul, tot felul de apelative i-au adresat, tovarăși cu diavolul, lucrează cu diavolul și așa mai departe. La niciunul dintre ele, Iisus nu respinge pe omul acela, ci îl primește și îl luminează. Asta e tot ce face el, indiferent de la ce distanță vine. Și acomodează întotdeauna, nu există, pe cel ce vine la mine înjurându-mă, spre exemplu. Pe cel ce vine la mine înjurându-mă, nu-l voi da afară. Și acest lucru se întâmplă cu Toma, pe necredinciosul care vine la mine, nu-l voi da afară, ci îl voi întâmpina acolo unde este. Și până la urmă îmi imaginez că lui Toma chiar îi era rușine să mai verifice când a simțit atmosfera aceea. Și cu toate acestea, Mântuitorul se pleacă asupra lui, se pleacă asupra copiilor, se pleacă asupra preoților, tradiției. Nu face nicio deosebire între neamuri și Israel. El arată lucrul acesta ca având ca tată pe Dumnezeu, lucrul acesta pur și simplu egalizează în însemnătate în ochii lui Dumnezeu, nu de noi, de unii față de alții. Noi avem multe tâmpenii de-astea în cap, dar în ochii lui Dumnezeu lucrurile acestea sunt atât de prețioase datorită numelui lui scump care este asupra noastră, prin creație. Lumina aceasta luminează pe orice om venit în lume. Da, foarte interesantă viziunea ta. Aș vrea să ne spui câteva lucruri despre un blestem pe care cei aflați în fața scaunului de judecată a lui Pilat, care nu era poporul Israel, da, erau niște reprezentanți ai poporului, da, niște oameni aflați acolo într-o vineri așa după amiază, sigur că da. Da. Au spus cuvintele, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și dacă acest autoblestem, chiar crezi că a fost ceva foarte important în istorie, mă gândesc la distrugerea Ierusalimului în anii 70, mă gândesc la Masada, o fortăreață iudaică în care înainte să vină vrăjmașii toți s-au sinucis, prilej dramatic, apoi la fuga poporului Israel în istorie, de la un stăpân la altul, la persecuțiile teribile pe care le-a îndurat, inclusiv Holocaustul în care au murit 6 milioane de evrei. Toate aceste lucruri, dacă au fost declanșate, ideea aceasta creștină că Israelul este un popor deicid care s-a așa omorât Dumnezeul și așa mai departe, toate aceste lucruri le vom discuta după o scurtă pauză publicitară. Rămâneți cu noi, doamnelor și domnilor. Iată-ne împreună, doamnelor și domnilor, pastorul Nicu Butoi din Atlanta este împreună cu noi prin Zoom. Mulțumesc, Nicu, că te-ai trezit de dimineață și mare drag, am putut mare să înregistrăm. Înainte de pauză, ultima întrebare. Sângele lui se cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. S-a împlinit acest autoblestem? Am înțeles bine întrebarea. Trebuie să-ți mărturisesc emoția care mă zdrobește când mă gândesc ce efect a avut înțelegerea greșită, total greșită a acestui lucru. Dacă noi suntem creștini, așa cum mărturisim, și dacă Mântuitorul nostru a spus de pe cruce, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, iar noi luăm acest lucru ca un blestem, un lucru pe care l-a iertat Iisus, îl luăm noi de la capăt și îl aplicăm noi asupra lucrurilor, aceasta nu numai că nu reprezintă niciun chip pe Tatăl nostru ceresc, ci mai degrabă reprezintă cuvintele Mântuitorului, voi aveți de tată pe diavol.
Când a spus lucrul acesta, aveți de tată pe diavolul, nu a fost o injurie sau ce, ci a spus așa: ascultă-mă acum cu atenție, Cornel, că tu de aici vei dezvolta lucrurile acestea. Când a spus așa: voi aveți de tată pe diavolul, știi ce a spus Iisus? A spus, zice, voi atribuiți lui Dumnezeu trăsăturile diavolului. Că fiindcă ei spuneau, noi avem de tată pe Abraham și pe Dumnezeu. Bun, dar ați atribuit lui Dumnezeu trăsăturile diavolului. Și de aceea le-a spus, voi aveți de tată pe diavolul. Vedeți că tatăl vostru ceresc nu face așa. Care cum dintre voi ar face așa? Care părinte dintre voi ar face așa ceva? În momentul în care Iisus a rostit pe cruce cuvintele Tată, iartă-i, aceasta a fost o absoluție totală, generală, definitivă, irreversibilă. Cuvintele Mântuitorului nostru în care mărturisim a crede. A relua aceste cuvinte și a le transforma în Auschwitz și a le transforma în toate nenorocirile, pogromele și nenorocirile care au trecut peste poporul acesta, a face lucrul acesta, este un act de, nu doar de necredință, ci de anticrism. Împotriva este de ostilitate totală împotriva lui Dumnezeu. Deci antisemitismul este un act de rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Da, este un act demonic, vreau să spun, pentru că Mântuitorul nostru a spus cuvintele acestea asupra căreia noi nu aveam dreptul să spunem decât amin. Alt cuvânt nu aveam să spunem. Al doilea lucru extrem de important este următorul. Niciodată cineva dintre noi n-ar trebui să îndrăznească a se considera mai credincios sau mai puțin vinovat decât aceia care au fost acolo. Nu numai Iuda e vinovat. Știi poezia aceea. Nu singurii de vinovat de sângele ce se dădu, nici mari preoți, nici Pilat, și lumea întreagă prin păcat și eu și tu. Asta este. Acesta e adevărul pe care ni l-a prezentat Mântuitorul nostru. Nu vine de la vreun teolog sau de la vreun cleric. Nu, vine chiar de la Mântuitorul nostru. Acesta e marele adevăr. Și nu e de ieri de alaltă, și nu e doar din Noul Testament, ci cartea profetului Isaia spune cum Dumnezeu îmbrățișează națiunile. Nu e vorba. Imaginea lui Dumnezeu a fost mutilată, a fost umplit de literalmente distrusă prin faptul că tradițiile oamenilor au aruncat asupra lui Dumnezeu lucruri sau proiecția propriului suflet al generațiilor, al diverșilor oameni. Tu ai crezut că sunt ca tine. No. Diferență mare între Dumnezeul care a chemat pe Abraham, obiectivul lui Dumnezeu prin care a chemat pe Abraham, și noi care ne numim Israel spiritual sau Israel după trup. Chemarea lui Abraham nu a avut nici de cum la bază așa ceva, cu totul și cu totul altceva, și dacă vrem să fim cu adevărat credincioși, trebuie să luăm cuvintele Mântuitorului nostru, la început n-a fost așa, adică să mergem la origine. Cum a fost la început? Dacă cineva întreabă, bine, dar care a fost moștenirea promisă lui Abraham? În niciun caz o bucată de pământ. Și moștenirea promisă lui Abraham a fost că va fi o binecuvântare pentru toate națiunile pământului. Aceasta e moștenirea. La care, și după aceea, mai târziu, Scriptura spune, zice, noi am fost chemați să moștenim binecuvântarea aceasta, adică, zice, te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare pentru toate neamurile pământului. Imaginează-ți cum ar arăta planeta noastră astăzi dacă aceste cuvinte ar fi fost crezute și primite. Te pun să fii lumină neamurilor. Cam asta a fost țelul. Da, 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 da. Dar da, să răspundem și la întrebarea din subtitlu. Mai este Israel o națiune favorizată? Nu, cuvântul favorizat nu intră în dicționarul acesta al Scripturilor. Nu, este diferențiată, dar nu favorizată. Și diferențiat este fiecare om în parte, diferențiată e fiecare națiune, diferențiată e fiecare ființă care a fost chemată de Dumnezeu la o anumită lucrare. E diferențiat și complementar. Nu s-a vărsat carul în fața niciunei biserici. Indiferent ce pretenții ar avea cineva sau în dreptul vreunui om, nici atât. Nu. Este vorba de o complementaritate a lucrurilor și de o diferențiere, după cum sunt fructele diferite, florile diferite și așa mai departe, dar ele formează acest concert al naturii, copleșitor de frumos. Da. Mergem mai departe și vreau să te întreb cum vezi acest conflict contemporan.
în care există mai multe polarizări. Noi, cei care iubim Israelul, datorită faptului că îl studiem din Biblie, vedem poporul acesta, îl iubim pentru că și noi, zice Sfânta Scriptură, suntem sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Ținem cu Israel. Alții țin cu Palestina pentru că această peninsulă este defavorizată, dacă Israel este favorizată. Lucrurile sunt acolo în defavoarea lor. Oamenii sunt săraci, oamenii n-au libertăți, oamenii o duc mai greu și așa este. Am văzut împreună lucrul acesta când am trecut în Ierihon, care în 2010 era sub stăpânire palestiniană. Nu știu dacă mai ții minte, am primit niște puști la cap, fiecare dintre noi. Da. Am avut pușca aproape de capetele noastre. Da, 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 da. Și am văzut acolo o altă lume, o lume săracă, o lume nu atât de dezvoltată, o altfel de lume. Da. Cum te raportezi în cadrul acestui conflict? Știu că America este cu Israelul. Tu ești american acum, ce să mai comentăm? Cum ar trebui să vedem corect treaba asta? Da, noi am fost chemați tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să fie copiii lui Dumnezeu. E un pic diferit de american înseamnă sau român sau ceva, locul unde locuiești. Dar, Cornel, aș dori să subliniem aici un lucru pe care l-am și filmat de câteva ori când a izbucnit conflictul între Rusia și Ucraina. Unde este biserica în locul acesta? Unde e poporul ales în locul acesta? Poporul ales nu e pentru victoria într-un război, ci este pentru desfințarea războiului. Noi trebuie să ne războim cu războiul. Și aceasta e profeția din cartea lui Isaia, în care spune, vor transforma săbile în fiare de plug, adică vor investi spre progresul omenirii. Mântuitorul nostru, când a fost anunțat în lumea aceasta, va fi o mare bucurie pentru tot norodul. El urma să desfințeze pentru totdeauna răutatea, violența, și-a adus în lumea noastră lucrul acesta. Și dacă ar trece 1000-2000 de ani, dar sfârșitul acesta va fi, pământul va fi plin de cunoștința Domnului. Astfel că discuția în jurul războiului nu trebuie să se rezume la părțile în conflict, ci trebuie să se rezume la ideea de a te război ca metodă sau ca rezolvarea unei situații. Știu că dacă stăm la masă cu oamenii acestea, ne vor copleși cu argumente, ne vor spune. Uite, și la nivel orizontal au dreptate într-o parte, cum spune în proverbe, și dacă a spus partea altă, au dreptate în partea cealaltă. Dar există o parte mai înaltă, singura adevărată, pe care a spus-o Mântuitorul nostru când a zis: pune sabia în teacă, cine scoate sabia împotriva altcuiva, zice, omul acela va plăti. Și așa, acest lucru trebuie aplicat la nivelul bisericii. Aici trebuie să găsească biserica. Aron era între vii și morți. El lupta pentru încetarea urgiei. Nu lupta pentru vreo tabără care erau acolo, ci pentru încetarea urgiei. La aceasta suntem noi chemați de Domnul nostru Iisus Hristos. Da, deci nu intri în conflictul acesta politic, ci vrei ca lucrurile să se termine. Trebuie să ne mișcăm de aici. Violenței. Domnul Modi al Indiei a transmis un mesaj, a spus, a trecut vremea bătăilor și tancurilor și lucruri de felul acesta. Acum trebuie să stăm la masă și trebuie să vorbim altfel. Ai avut o serie foarte frumoasă la 7 TV în care ai vorbit despre un personaj biblic fascinant, o femeie care intervine între David și Nabal. Soțul acestei femei s-a purtat urât cu David. David hotărăște să se răzbune și între aceste două părți în conflict apare o mijlocitoare, apare o femeie care îl oprește pe David să facă răzbunarea, să se răzbune singur. Cel înfrânt și nenorocit în conflictul acela dintre David și Nabal ar fi fost David. Iar dacă l-ar fi ucis pe Nabal. Da, nu conta nimic asta. El ar fi fost complet nenorocit prin treaba aceasta. Abigail nu i-a spus lui David, uite, ia-o pe aici ca să-l omor pe Nabal, intră pe fereastra asta și vezi că îl găsește acolo beat în camera aia. Nu. Abigail i-a spus, zice, dacă faci pasul acesta, va fi o dezonoare veșnică pentru tine, te va dure inima, n-ai să poți să faci față la ceea ce ai făcut, te-ai bătut cu un nebun. Adică un conflict trebuie rezolvat.
trebuie să existe justiție în omenirea noastră, trebuie să existe ordine. Toate aceste lucruri sunt parte din viața noastră. Dar există diverse căi și mijloace pentru rezolvarea acestei situații. Nu, Rusia avea la dispoziție, sau Israelul, sau America, sau China, au la dispoziție o paletă largă de mijloace pentru rezolvarea diverselor conflicte, ca să alegi pe cea mai de jos dintre toate, care este bătaia și omorul și vărsarea de sânge la nivelul animalelor, ca să alegi pe aceasta, arată că, de fapt, un om s-a întors în istorie. Nu este o ființă aceea avansată care comunică de la rațiune la rațiune și care are valoarea supremă, aceasta a Domnului nostru Iisus Hristos, a lui Dumnezeu, care spune să iubești pe aproapele tău și să iubești pe Dumnezeu. Acest lucru ar fi rezolvat toate nenorocirile planete și sunt, le va rezolva fără discuție. Adevărul are ultimul cuvânt. Prin harul bunului Dumnezeu așa se va întâmpla. Dar noi cei chemați să aducem în lume pacea și armonia între oameni, noi trebuie să luptăm pentru desființarea sau pentru înfrângerea războiului ca idee. Da, foarte frumos. Vreau să mergem mai departe pentru că mai avem 10 minute în emisiune și trebuie să te întreb cu privire la două lucruri. Primul dintre ele este unul pe care tot îl aud în ultima vreme, că dacă revine Donald Trump ca președinte al Americii, deja el a mutat capitala la Ierusalim și se pregătește rezidirea templului și acolo se interpretează o profeție din a doua Tesaloniceni în care se spune că Antichristul se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Înțelegi că aceste lucruri sunt chiar o interpretare corectă din punct de vedere al profeției? Va fi rezidit templul neapărat? Acolo se va instala Antichristul și noi va trebui să ne închinăm lui sau lucrurile sunt la nivel legendar din punctul acesta de vedere? Este o noțiune aici în America foarte serios observată și anume când cineva a comis o crimă, este prezumptiv vinovat. Nu se discută decât după confirmarea tuturor lucrurilor, după ce persoana a admis că a făcut lucrul acesta, atunci este, dar până se ajunge acolo, este prezumptiv. Știi ce m-a rănit și mă rănește cel mai mult în domeniul acesta, în căruia mi-am închinat viața a spiritualității? Faptul că oamenii vin pe piață cu tot felul de interpretări, uneori se dovedesc cu totul strâmbe, eșuate, răsuflate, păcătoase lumești. N-am văzut pe cineva să vină înapoi și să mărturisească cu același entuziasm faptul că n-a fost adevărată interpretarea aceasta. Totdeauna sunt băgate sub preș lucrurile acestea odată ce au trecut și imediat vine și se lansează o altă interpretare care este, cum zice acolo, umblă în lumina tăciunilor lor. Într-adevăr, cursul vieții pe pământul nostru poate merge în diverse direcții și în orice fel de direcții și oamenii pot construi sau pot dărâma. Acest lucru însă trebuie privit, înțeles și raportat la mersul general, la sensul general al istoriei prin care Dumnezeu vrea să aducă lumea noastră în postura în care niciun rău nu se va săvârși pe tot pământul acesta. Vrea să altoiască în măslinul cel bun, care este Mântuitorul nostru, vrea să altoiască această mlădiță sălbatică. E contrar, revin spunând, e contrar legilor naturii, dar este prezent acolo. Către acolo ne întrebăm și în acest context ar trebui privit lucrul acesta. Afirmarea diverselor interpretări ar trebui să fie prezumptivă, n-ar trebui să aibă caracter de așa vorbește Domnul. Și așa vorbește Domnul cu tare sau Doamna cu tare, prezumptiv. O imagine sau o înțelegere la un moment dat legată de anumite elemente. Pe măsură ce trece timpul și trecem prin timp, lucrurile se schimbă. Deci nu ești încântat de această
interpretare că Antichristul nu, va... Nu sunt nici încântat, nici speriat. Mântuitorul a spus, Evanghelia aceasta a împărăției va fi predicată în toată lumea spre cunoștință și atunci va veni sfârșitul. Adică sfârșitul însemnând împlinirea planului lui Dumnezeu. Așa a spus, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă sfârșit. Da. O ultimă idee de azi, că deja timpul ne-a alergat incredibil, nu-mi vine să cred cât de repede. Există o expresie a Apostolului Pavel în Epistola către Romani, care spune că tot Israelul va fi mântuit atunci când se va împlini numărul deplin al neamurilor. Ce înseamnă asta? Că avem și noi, cei dintre neamuri, așa cum ne numește Sfânta Scriptură, cei care nu suntem evrei, da? Avem și noi dreptul la mântuire într-un anumit număr și apoi, gata, s-a încheiat și tot Israelul va fi mântuit pentru că el este prin naștere israelit sau care este... sensul. Trebuie întotdeauna să mergem la izvoare. Care e definiția pe care a dat-o Mântuitorul nostru evreului, noțiunii de evreu, de popor al lui Dumnezeu? Voi sunteți copiii lui Avram dacă faceți faptele lui Avram. Da, asta e criteriul, asta e definiția. Asta e definiția. Atâta. Și pe baza aceasta, Pavel nu vine cu teologie proprie, este o teologie derivată din cuvintele Mântuitorului nostru. Mântuitorul a spus lucrul acesta. Oricine merge pe drumul credinței lui Avram este fiul lui Avram. Suntem fiii lui prin credință. Acest lucru depășește sau se ridică deasupra ideii naționale sau denominaționale sau... Cine merge pe drumul acesta este într-adevăr fiul lui Avram. De ce s-a despărțit Israel de biserica creștină a începuturilor? De ce s-a ajuns aici și a căzut într-o împietrire, așa cum scrie Pavel în capitolul 9 din Roman? Din cauza faptului că ei ar fi luptat pe viață și pe moarte și până la moarte și cu moartea lor ar fi luptat să aducă pe oamenii în iudaism, în înțelegerea lor tradițională. Nu din răutate, dintr-o totală sinceritate și dintr-o totală neputință de a schimba cursul lucrurilor. Și ca să nu se întâmple aceasta, ei forțau națiunile să se taie împrejur și câte alte lucruri de fel, pentru că pentru ei aceasta însemna Dumnezeu. A se despărți de așa ceva însemna a se despărți de Dumnezeu. Pentru un timp, spune Pavel, lucrurile au fost separate tocmai să dea posibilitatea Evangheliei să meargă pe tot pământul, după care vom asista și asistăm astăzi în mișcarea mesianică din cadrul poporului evreu. Am cunoscut personal mesianici. Am avut un iubit prieten pe fratele Florian, care era mesianic și cu care împărtășeam clipe și rugăciuni și lacrimi pentru sinceritatea și curăția sufletului acestui om. Și am văzut în el ceea ce într-o zi va fi în întreg poporul Israel. Dumnezeu nu judecă pe cineva care este produsul curat al unei situații. S-a născut în islam, s-a născut în hinduism, s-a născut undeva, oricine s-ar fi născut acolo, iar la fel, nu, Dumnezeu nu judecă pe cineva sau condamnă pe cineva în felul acesta, ci acolo îl luminează în condiția în care... Da, s-a întrerupt transmisia, oricum suntem pe final. Dumnezeu nu... Am reținut ultima idee, Dumnezeu nu... impune cuiva ca să fie mântuit după naștere, ne putem alege, noi nu ne putem alege unde să ne naștem, nu suntem responsabili de nașterea noastră, dar probabil că, și asta o știm foarte bine din Sfânta Scriptură, ne putem alege cum să ne naștem din nou. Și această metaforă a nașterii din nou trebuie să ne cucerească inima. Nu mai avem pe pastorul Butol, nu mai avem, s-a întrerupt de tot. Oricum, mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Ne bucurăm că am reușit să comunicăm prin Zoom de la mare depărtare. Sper că și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ați fost alături de noi și ați sesizat
anumite direcții importante pe care le-am stabilit astăzi. A fost împreună cu noi pastorul Nicu Butoi din Atlanta. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că România nu este doar pământul pe care îl călcăm, ci și cerul deasupra ei. Îi dăm voie pastorului Butoi să spună un gând de concluzie. Da. Prin harul lui Dumnezeu, aș vrea să repet cuvintele, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, așa să ne ajute El. Amin. Vă mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră. O seară minunată tuturor.